lucru important este gloria lui Dumnezeu, atunci poți să-i câștigi și pe oameni. Bineînțeles că există și cealaltă extremă, atunci când cu atitudine firească omul spune: eu îi sunt plăcut lui Dumnezeu, eu îi sunt plăcut lui Dumnezeu, și nimeni nu-i mai ajunge la nas. Nimeni. Creștinului îi se pare ceva normal să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Și niciodată nu va face caz de ascultarea lui: eu sunt grozav că-i plac lui Dumnezeu. Nu, este un lucru cât se poate de normal. Am fost mântuit și de aceea dorința mea numărul unu este să-i plac lui Dumnezeu. Să-i plac Tatălui. Să privesc la Iisus. Niciodată, creștinul niciodată nu este satisfăcut cu starea sa, deși își păstrează pacea în Iisus. Își păstrează pacea în Iisus. Cunoaștem foarte bine diferența între amabilitate și dragoste. Nu-i așa? Și știm că putem fi foarte amabili fără a avea pic de dragoste. Fără a avea deloc dragoste. Dar foarte amabili. Trăim într-o lume în care oamenii sunt drăguți, curtenitori, aparent atenți, dar fără o dragoste reală, o dragoste care vine din Dumnezeu. Este doar spoială, doar aparențe. O, deși Iisus nu privea la formele care dominau lumea aceasta și nu avea nimic artificial în El însuși, El a câștigat inimi pentru că a privit la Tatăl. Și noi câștigăm inimi în măsura în care privim la Tatăl. Atenția a fost concentrată spre Dumnezeu și numai spre Dumnezeu. Și astfel a putut câștiga oameni. Atenția noastră este concentrată asupra oamenilor și nu-i putem câștiga. Uneori. El este acuzat de multe ori, fie de ucenici, fie de adversari, dar lucrul acesta nu-l dă înapoi. Doamne, ai greșit. De multe ori este mustrat. Într-o împrejurare ucenicii se plâng: învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Ești atât de nepăsător? Nu-ți pasă? Dar el nu se gândește ca să se trezească. Apare nepăsător, dar o, cât de mult îi păsa. El a vrut acolo să le arate o lecție ucenicilor. Cu altă împrejurare, ucenicii spun: învățătorule, mulțimile te împresoară și te îmbulze și tu zici, cine s-a atins de mine? Dar lui nu este necesară această remarcă, ci acționează pentru a răspunde nevoii. Un singur lucru dorea: să-i fie plăcut Tatălui și, prin extensie, să câștige suflete. Nu îl interesau mulțimile, declarațiile mincinoase, ci inimile sincere și neprefăcute. De ce nu câștigăm suflete? Poate că pentru că suntem prea oficiali, ne interesează prea mult mulțimile, ne interesează prea mult să ieșim în evidență în fața mai multor oameni și prea puțin punem accentul pe acea relație personală care trebuie să existe între mine și cel pe care vreau să-l câștig. Cu altă împrejurare, Marta îi spune: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar el nu scuză faptul că nu fusese acolo, ci o ajută pe Marta să înțeleagă beneficiul întârzierii lui. Și planul divin. Există un plan. Un plan pentru orice. Și el nu întârzie niciodată. Doar nouă ni se pare că întârzie. Dar este un plan. La el nu se găsește nimic din artificialitatea omenească, dar se găsește din belșug dragostea perfectă din Tatăl. Și ce strâns i-a legat pe toți de inima sa. Nu amabilitate firească, ci dragoste din Dumnezeu. Privind la Domnul Iisus, privind la El. Și nimic nu ne stă în cale dacă ne aruncăm privirea spre El. El a fost un străin pe acest pământ, dar nu a rămas insensibil și a acționat cu foarte multă delicatețe față de cei care au arătat că au nevoie de El. Avem nevoie de El, nevoie disperată de El.
Oamenii nu trebuia să o spună prin cuvinte, Doamne, am nevoie de Tine. Nu, ci El era capabil să citească inima. Să citească inima celui care spune, Doamne, am nevoie de Tine. Nu ne trebuie multe cuvinte, ci doar o exprimare a inimii. O ridicare a inimii la El. De atâtea ori ne mulțumim să trăim în curăție de unii singuri, uitând că suntem un trup. Și trebuie să fim uniți. Trebuie să mergem împreună înainte, nu de unii singuri. Nu vreau să conduc, nu vreau să fiu șef, ci vreau să fiu în trupul lui Hristos. Să ajut la construirea trupului, la părtășia dintre frați. El nu a ținut neapărat să placă celor din jur, dar i-a legat, așa cum am spus, foarte strâns de El. Foarte strâns de inima Lui. Cât de important este să conștientizăm că trebuie să fim în primul rând plăcuți Tatălui, dar cât de important este să știm că dacă nu avem nicio relație sănătoasă cu cei din trupul lui Hristos, ne aflăm pe o cale greșită. Cât de important este trupul lui Hristos. Privind la El și ne umplem de bucurie. Dacă este nevoie de pocăință, El va privi mai întâi la noi și noi vom plânge. Așa s-a întâmplat în cazul lui Petru. Domnul Iisus a aruncat o privire la el și Petru și-a amintit și dintr-o dată s-a pocăit. Așadar, privirea lui Petru a fost o consecință a privirii Domnului Iisus la el mai întâi. Pentru că întotdeauna harul merge înaintea sforțărilor omenești. Pentru că El privește la noi, de aceea și noi suntem în stare să privim la El. Privirea noastră este un răspuns la privirea Sa. Știm cum este Iisus? Haideți să privim la El. Așadar, am privit la aceste două lucruri. Și acest lucru este foarte important. Domnul Iisus nu a ținut neapărat să placă celor din jurul Său și totuși i-a legat foarte strâns de El. Haideți să privim la relațiile care sunt între noi și să vedem dacă este acolo o problemă, să avem și noi un singur răspuns. 1 Corinteni 13. Dragostea acopere totul, dragostea iartă totul. Acesta era Iisus. Amin.